pot scăpa de sub control. Trenul în cauză era făcut cumva. Am impresia că dacă este pe... Eu știu că suntem în perioada vlogmesului și a clipurilor tematice de iarnă, dar m-am gândit să nu uităm de subiectul nostru preferat de pe acest canal, și anume de eleganță, și să legăm puțin cele două teme, eleganța și perioada sărbătorilor, și să discutăm despre câteva lucruri pe care ar fi bine să le facem pentru a transmite un mesaj elegant despre noi, pentru a transmite un mesaj frumos despre noi, pentru a lăsa pe ceilalți cu o impresie frumoasă despre noi. Evident că aceste lucruri sunt cu precădere atributele persoanelor elegante, dar și dacă nu vă considerați o persoană elegantă, sunt niște lucruri bine de făcut, sunt niște reguli de bună practică, să spunem, în perioada asta. Mai ales că suntem în sezonul petrecerilor, în sezonul în care ne întâlnim cu familia, în sezonul în care ne întâlnim cu tot felul de cunoscuți, prieteni, dragi și așa mai departe. Și lucrurile pot scăpa ușor de sub control în cazul în care nu avem grijă la câteva reguli de etichetă sau la câteva reguli de bun simț, le-aș spune eu, pentru a transmite mesajul că, băi, mă gândesc mai mult decât la mine, mă gândesc și la ceilalți din jurul meu și la cei care organizează un anumit eveniment sau la cei care sunt gazde cu pregătire. Și vom vorbi mai ales despre ceea ce înseamnă eleganța din postura de invitat la o petrecere, pentru că mi se pare foarte important. Este foarte simplu să sar calul, cum se zice, în momentul în care ești invitat la o petrecere, pentru că te relaxezi, pentru că nu ești tu responsabil de atmosferă, nu ești tu responsabil de tot ce se întâmplă în jurul tău. Și este foarte ușor ca această relaxare, și cu siguranță cu toții am văzut că relaxarea asta, după un moment dat, depășește niște limite. Și de-aia mă gândesc că este bine să vorbim despre aspectele astea. Un prim aspect asupra căruia m-aș opri este cu privire la invitațiile care se fac la petreceri, întruniri, adunări de Crăciun. Indiferent unde se întâmplă aceste întruniri, adunări, petreceri, cum vreți voi să le spuneți în perioada asta, fie că se întâmplă acasă la un prieten, fie că se întâmplă la un restaurant, la o cafenea, la, nu știu, în piața presei, habar n-am, oriunde s-ar întâmpla invitațiile astea și dacă vin din partea altor persoane, este bine să confirmați sau să vă infirmați prezența în cazul în care nu puteți. Nu este obligatoriu să participați la un eveniment dacă nu vă face plăcere și dacă nu vă simțiți bine sau dacă nu puteți. Da? Invitația în sine nu presupune obligativitatea de a participa. Și asta este bine de reținut atât pentru cei care lansează invitații, cât și pentru cei care primesc invitații la diferite evenimente, indiferent de perioada anului, nu doar acum. O invitație nu presupune obligativitatea celui invitat de a participa. Prin urmare, în momentul în care ești invitat la un eveniment, indiferent de gradul lui de formalitate, poate să fie o băută între prieteni sau poate să fie o petrecere mai fastuoasă, este bine să îți confirmi prezența în cazul în care te duci, sau dacă nu, să spui: pare rău, dar de data asta nu pot ajunge. Nu trebuie neapărat să dai explicații. Refuzul unei invitații sau infirmarea participării la un eveniment nu presupune explicație și nici gazda n-ar trebui să ceară explicații. Da, de ce n-ai ajuns? Da, de ce nu vii? Da, de ce nu, știți? Dacă nu poți participa, Doamne ferește, se pot întâmpla atâtea lucruri, da? Se pot întâmpla o mulțime de lucruri sau poate chiar sunt situații în care evenimentele se suprapun și nu poți participa la anumite evenimente. Este bine să anunți oamenii din timp, să știe și ei la ce să se aștepte, să știe câte persoane să aștepte la masă, să știe câte locuri să pregătească și așa mai departe. Sunt foarte multe chestii care stau în spatele unui eveniment de acest gen și de aia, dacă sunteți invitați undeva în perioada asta, este bine să dați un răspuns persoanei care v-a invitat. Apoi, punctul numărul 2 pe lista mea este iarăși foarte important, mai ales când te duci acasă la cineva, da? Țineți cont că este puțin particulară această, nu i-aș zice regulă, această obișnuință, da? Dar dacă te duci la un eveniment formal, nu știu, un eveniment organizat de o companie și așa mai departe, nu se aplică, dar în momentul în care te duci acasă în mod special la cineva, da? Fie că este o petrecere între prieteni, în familie și așa mai departe, nu te duce cu mâna goală.
Știți, e o chestie generală pe care oricum și noi românii o aveam în trecut și este bine de respectat. Adică fie că te duci cu o sticlă de vin, fie că te duci cu o prăjitură, fie că te duci cu niște flori, fie că te duci cu o turtă dulce, fie că te duci cu ceva simbolic. Important este să nu te duci cu mâna goală. Nu înseamnă neapărat că persoana respectivă are nevoie de acel lucru. Nu este ok ca o gazdă să ceară, nu știu, Adam X, Y lucru, decât dacă sunteți prieteni buni și, să spunem, se permit lucrurile astea între voi, dar altfel nu. Dar dacă tot te duci și că tot cineva așa rup din timp să organizeze acel eveniment, indiferent cât este de informal, este bine să te duci cu o mică atenție. Apoi, un alt aspect foarte important la care trebuie să aveți grijă în momentul în care sunteți invitați undeva este să nu faceți comentarii cu referire la mâncarea gazdei, da? Cu referire la ce vi se servește. Am văzut de foarte multe ori chestia asta și dacă vă aduceți voi aminte așa din exemplele în care ați mai trecut prin familie, tot timpul vine cineva mai în vârstă, ori soacra, ori mama, ori bunica, ori cineva care consideră că este expert în domeniul culinar și vine și îți spune, păi da, n-ai pus nu știu ce, n-ai făcut sarmalele suficient de grase, n-ai pus suficientă sare, da? Comentariile astea din perspectiva de invitat, chiar dacă faci parte din familie, sunt deplasate și este bine să nu faci astfel de comentarii. De preferat, într-un caz ideal, gazdele ar trebui să întrebe invitații înainte dacă au anumite preferințe alimentare, pentru că în ziua de astăzi nu toată lumea mai mănâncă carne, sunt tot felul de alergii, sunt tot felul de probleme și atunci este bine din perspectiva de gazdă să întrebi, ok, tu mănânci carne, nu mănânci carne, mănânci carne de porcă, poate nu mănâncă omul carne de porc, poate nu mănâncă carne roșie, poate nu mănâncă... Da? Și atunci gazda să țină cont de lucrurile astea, dar dacă se întâmplă, să spunem, a uitat, pentru că este o perioadă foarte aglomerată, este o perioadă încărcată, este o perioadă agitată pentru foarte multe persoane și în special pentru femeile care vor să le facă pe toate și au mai multe roluri pe umerii lor, s-ar putea să uite, nu luați lucrurile astea în nume de rău, că se întâmplă, se uită, oamenii uită, poate știu, poate le scapă, poate știu informațiile respective despre voi, dar le scapă și atunci... Cel mai bine este să nu faceți comentarii cu privire la mâncarea gazdei, da? Încercați pe cât posibil să nu faceți comentarii, da, știi, e prea sărată, da, e prea dulce, da, e prea nu știu cum, da, e prea acră, da, mie nu-mi place aia, da, mie nu-mi dă aia, știți? Dacă nu puteți, efectiv, nu puteți consuma un anumit aliment, vă scuzați și asta este, nu e nicio problemă, adică bănuiesc că și gazdele pot înțelege că, na, se întâmplă ca oamenii să nu mănânce anumite lucruri. Asta în cazul în care nu iau din avans asta în considerare. Și tot din perspectiva de invitat este foarte important să ai grijă la aspectul tău și la felul în care te prezinți. Iarăși, trebuie să țineți cont de evenimentul și de formalitatea, gradul de formalitate la care participați, da? Pentru că, iarăși, sunt foarte multe evenimente în perioada asta și unele sunt mai formale, altele mai puțin formale, da? Dacă vă duceți la o petrecere formală, dacă vă duceți la un black tie, trebuie să vă adaptați ținuta. Dacă vă duceți la o petrecere între prieteni și, băi, e ok să stăm desculți pe jos, în blugi sau în pantaloni de pijama, este perfect ok, da? Deci încercați să țineți cont de gradul de formalitate al evenimentului la care vă duceți și îmbrăcați-vă în consecință. Este de prost gust întotdeauna să încerci să fii overdressed, doar ca să fii tu safe. Nu, overdressed-ul este la fel de prost văzut ca și underdressed-ul, da? Ca și nerespectarea unui cod vestimentar. Pentru că în momentul în care ești overdressed, e clar că nu respecti codul vestimentar. Dacă, de exemplu, vă adunați o cașcă mai mare de prieteni și vă duceți la târgul de Crăciun, după care mergeți la unul dintre ei acasă să mai beți un pahar de vin sau ceva și tu ești într-o rochie de gală, e prost, nu? Dă prost. Arată rău. Oricât ai încercat tu să fii de prințesă, oricât ai încercat să fii de mimoză, da? Arată rău. Prin urmare, trebuie să te adaptezi iarăși evenimentului la care participi și încercați posibil să fiți îmbrăcate în consecință, da? Încercați să fiți formale acolo unde este cazul și informale acolo unde este cazul. Nu invers, pentru că iarăși am observat de foarte multe ori că se practică chestia asta și mai ales pentru că luăm exemplu vedetelor care nu respectă codurile vestimentare la astfel de evenimente. Adică vezi la petreceri formale de Crăciun, vezi foarte multe vedete care
se îmbracă rău sau nu respectă codul vestimentar. Dar trebuie țineți cont de faptul că de la vedete cumva se așteaptă să fie excentrice, se așteaptă să o dea în bară, se așteaptă să stârnească senzații, să stârnească controverse, da? Noi nu trebuie să-i copiem întru totul pe ăștia celebri, ci trebuie să fim chipzuiți. Și iarăși o mică mențiune aici la capitolul vestimentație sau cum te îmbraci, este să vă țineți maimuțoii și chestiile tematice pentru, pentru acasă la voi. În sensul de, ați văzut în cazul meu, am plovărele alea cu Moș Crăciun, cu pinguin, cu nu știu ce, de tematice de Crăciun. Ei bine, alea portați-le acasă, portați-le la voi acasă, sunt perfect ok, okay pentru mediul vostru intim, personal și așa mai departe, sunt perfect ok să le purtați acolo și țineți-le pentru mediul ăla, da? Nu ieșiți cu ele pe stradă, nu ieșiți cu genul ăla de plovăre pe stradă, nu ieșiți în mall, nu ieșiți la plimbare în parc, nu ieșiți afară cu ele, da? Alea sunt pentru acasă, sunt pentru a te prosti tu în casă, pentru a te simți tu bine la tine acasă, pentru a face poze distractive și așa mai departe, da? Dar nu sunt pentru ieșit în lume cu asemenea chestii. Deci alea nu sunt. Sau botoși și pufoși, sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Deci încercați pe cât posibil să aveți un pic de grijă la aspectele astea, pentru că de multe ori poate părea că, da, nu contează cu ce mă duc, pentru că e în perioada asta toată lumea e relaxată. Ba nu, contează foarte mult. Contează poate mai mult ca multe alte perioade ale anului cu ce te duci îmbrăcat, da? Și cum te vede lumea. Că în parc îmbrăcată cu maimuțoi, așa, te poți întâlni cu oameni de la serviciu în fața cărora trebuie să ai o anumită prestanță. Și după aia când te duci la ședință și începi să îi impui tu niște chestii, numai prestanță nu ai când își aduci aminte că te-a văzut în parc cu chestia aia pe tine, da? Și asta vă spun dintr-o experiență personală, pentru că, da, chiar aveam discuția asta cu cineva care exact asta îmi spunea, că și-a văzut un șef cu un plover din asta, cu un ren din ăla ieșit în relief, așa, și renul, mă rog, era... Renul în cauză era făcut cumva, adică ploverul era făcut cumva, că era făcut la comandă și pica cumva pe corpul omului, era și un mesaj acolo alături de acel ren și... Persoana care îmi povestea mie treaba asta îmi spune, zice, băi, după anul nou când s-au întâlnit și au început să dezbată, să facă chestii, să facă bilanțuri și toate cele, zice, băi, zice, ce mai pot să-l iau eu pe ăsta în serios când de fiecare dată când îl văd, văd marenul ăla în fața ochilor, știți? De-aia, mare atenție că sunt niște aspecte care poate nu par importante, dar se întâmplă și e bine de luat în calcul și avut grijă la ele, că nu știi de unde te lovește. Și cumva în aceeași direcție este și următorul punct, și anume referitor la machiaj. Sunt foarte multe femei care au impresia că dacă este perioada sărbătorilor, trebuie să ne punem absolut totul pe față, absolut toate produsele pe care le avem în dotare pe față, și nu cred că există realmente un astfel de moment. Dacă sunteți la o petrecere, mergeți la o petrecere ceva mai sofisticată, unde da, trebuie să fiți super machiate, super aranjate, știți, snatched, cum se spune, atunci, ok, go ahead. Dar în rest, mergeți pe ideea de less is more. Încercați să nu fiți clown, da? Încercați să nu fiți clown la petrecerile astea, mai ales la petrecerile astea micuțe, de familie sau așa. Tot timpul văd chestiile astea cu concurența asta între femei în mod special. Bărbații sunt foarte relaxați, ei vorbesc despre fotbal, despre alte probleme și femeile au problema asta tot timpul de a concura între ele. Tot timpul când am văzut scenarii astea, mai ales de familie, toate trebuie să concureze între ele. Care să fie mai îmbrăcată, care să fie mai machiată, care să fie mai extraordinară, care e mai specială. Hai să ne relaxăm, da? Hai să respirăm, să ne relaxăm, să nu mai fim atât de încordate și să nu mai fim atât de îndrăgite pe a fi noi cele mai extraordinare. În primul rând, gazda trebuie să strălucească pentru că ea e gazdă și, în al doilea rând, este bine să nu mai emanăm energia asta de competiție constant între noi și mai ales în perioada sărbătorilor, când se presupune că ar trebui să fim și noi mai buni și mai blânzi și mai cu capul pe umeri, da? Deci încercați pe cât posibil în ceea ce privește machiajul și hainele să fiți mai relaxate și să nu... Nici prea relaxate, hai să ne înțelegem, nici prea relaxate, să ne ducem în direcția ailaltă de club și așa mai departe, că nici acolo nu e ok, dar nici să exagerăm, da? Adică, cred că accentul în perioada asta trebuie pus pe altceva, nu pe felul în care arătăm neapărat. Nu spune nimeni că nu trebuie să fii îngrijit sau aranjat, dar hai să nu
dăm pe din afară, da? Să nu ne chinuie talentul chiar acum, cum s-ar spune. Iarăși, un alt aspect foarte important legat de petrecerile astea. În momentul în care, mai ales, se adună foarte mulți membri dintr-o familie, unii dintre ei s-ar putea să aibă anumite animozități, că nu-mi iese niciodată cuvântul ăla din prima, animozități. S-ar putea să existe probleme, conflicte și așa mai departe. Încercați pe cât posibil, dacă nu faceți parte din conflict, să nu-l stârniți și mai tare. Sau dacă una dintre părți încearcă să zgândere acolo conflictul, să încercați să-l aplanați, da? Este de bun simț, ca să spunem așa, la întrunirile de familie, la petreceri, să nu discutăm chestii sensibile de familie, să nu discutăm probleme arzătoare, dacă știm că sunt drame în familie, să nu le alimentăm și mai tare, să nu încercați să evitați problemele de familie ca discuții generale. Bine, sunt foarte multe teme de discuție care ar trebui evitate într-o astfel de întrunire, să spunem, dar cu precădere ceea ce înseamnă probleme de familie, animozități, ăla nu o suportă pe aia, aia are nu știu ce părere. Știți, cum făcea, de exemplu, bunica mea scumpă și dragă, care atunci când se întâlnea cu mama îi spunea tot timpul: mamă, dar știi ce zice sora ta de tine? Când se întâlnea cu sora lui mama, îi spunea: dar știi ce zice sora ta de tine? Adică nu fiți genul ăla de persoană, învățați din greșelile altora, ca să spun așa, și încercați să nu stârniți oamenii unii împotriva celorlalți sau să alimentați conflicte sau să discutați probleme de familie. Astea sunt cele mai sensibile din punctul meu de vedere și cu pregădere în perioada sărbătorilor, pentru că este o perioadă care teoretic se axează pe familie, iar în centrul universului ar trebui să fie familia, cu precădere în perioada asta să stârnești conflicte sau să alimentezi conflictele astea este rău, da? Pot da naștere și, repet, vă spun din experiența familiei mele, că am, slavă cerului, destulă, se pot naște niște lucruri foarte urâte și să strice vibe-ul tuturor, să strice starea tuturor, și cred că e păcat și nu știu dacă ăsta este scopul cuiva sau dacă este scopul cuiva ar trebui să se ducă în altă parte, să facă alte lucruri, nu să fie acolo, și cel mai bine ar fi să vă țineți la distanță, da? Încercați să fiți respectuoși cu toată lumea, să vorbiți frumos cu toată lumea, să aveți grijă de toată lumea, încercați să fiți politicoși cu toată lumea cât se poate, acolo unde vedeți că nu se poate, vă scuzați, vă eschivați frumos și puteți trece pe lângă fără a alimenta un conflict sau a da naștere altor conflicte și mai mari. De principiu, cam astea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le spun cu privire la perioada asta a sărbătorilor și la postura de invitat sau câteva reguli, așa, nu le zice neapărat reguli, pentru că nu sunt neapărat reguli, ci sunt mai degrabă indicații, dacă vreți, în ceea ce privește postura de invitat și lucruri la care să te gândești în momentul în care ești invitat undeva. Dacă mai aveți și voi alte sugestii, lăsați-le în comentarii și le aștept cu mare drag. Nu uitați să vă abonați, să vă activați notificările, că postez în fiecare zi. Vă pup și ne vedem mâine. Ciao!